23-a ediție a Cupei Sighet FM la mini basket. Ne bucurăm nespus de mult că în acest an am reușit la Sighet să aducem un număr de 18 echipe, 3 la fete, 15 la băieți. Ne bucură nespus de mult. Sper că v-ați simțit foarte bine la Sighet. Vreau să mulțumesc echipelor de la Cluj-Napoca, Baia Mare, Târgu Mureș, Satu Mare și Iași, cele din urmă. Această ediție a 5-a Cupei Sighet FM a fost posibilă cu sprijinul televiziunii noastre locale și a radioului nostru local, TV Sighet și Sighet FM, sponsorului principal al acestui turneu, Transilvania Boa, împreună cu Mecanica Sighetu și, nu în ultimul rând, cu sprijinul primăriei Sighetu Marmației și a domnului viceprimar Ovidiu Nemes. O să trecem la premierea echipelor, după care vom acorda premiile speciale. Vom începe cu BC Olimpic 4. Am să rog capitanul de echipă să... Următoarea echipă premiată va fi BC Eco Sighet Baby. Următoarea echipă, BC Olimpic 3, Baia Mare. Următoarea echipă, Basket Club Eco Sighet 2. BC Olimpic, Baia Mare 2. Basket Club Eco Sighet 1. Și acum de la Cluj, Mobitelco Grigorescu. Și încă o echipă de la Cluj, Mobitelco Gheorgheni. Echipa clasată pe locul 7, LPS Satu Mare, a fost nevoită să plece mai repede și vom trece la locul 6, Mobitelco Zorilor 2001. La fel și echipa clasată pe locul 5, au de parcurs un drum foarte lung până la Iași. Le-am mulțumit frumos pentru participare, au fost nevoiți să plece. Trecem la locul 4, Basket Club Eco Sighet 3. Bun, și înainte de a trece la podiumul băieților, aș vrea să premiem echipe. Premiem echipele de fete. Vom începe cu oaspeții noștri, cu BC Olimpic Baia Mare. Unde sunt fetele de la Baia Mare?
să vină după diplome. Și aplauze vă rugăm pentru cele două echipe de la Basket Club Eco Siget. Bun, vom trece la decernarea medaliilor de bronz. Pe locul 3, Umo Bitelco, Zorilor 2000. Campioana cele de-a 5-a ediție a Cupei Siget FM la mini basket, Basket Club Olimpic Baia Mare 1. Siget FM la mini basket, Basket Club Mureș, Târgu Mureș.
vom trece la decernarea premiilor speciale. Titlul de cel mai bun pasator al turneului, Ustri George, Mece Olimpic Paiamene. Cel mai tânăr al turneului, Cyber Patrick, Basket Club Eco Siget. Cel mai bun apărător a fost desemnat Alexandru Cristian de la Basket Club Eco Siget. Corjeterul, cele de-a cincea ediție a Cupei Siget FM, Opriș Christopher Basket Club. MVP-ul cele de-a cincea ediții a Cupei Siget FM, Sasebeș Bogdan, BC Mureș, Târgu Mureș. Bun, și acum am să-i dau cuvântul domnului viceprimar Ovidiu Nemeș pentru a vă adresa câteva cuvinte. Mai întâi vreau să vă felicit. Să felicit părinții care sunt într-un număr atât de mare. Știu că au făcut eforturi să vină din Târgu Mureș, din Cluj, la Sighetul Marmației, din Baia Mare, pentru acești copii minunați. Vă felicit că investiți în ei, vă felicit că creșteți sănătos, să aveți parte de bucurii și să vă aducă bucurii în permanență. Vreau să-i felicit nu în ultimul rând pe organizatori, iată e cea de-a cincea ediție, și sper să continue și să fie cel puțin la fel de bine pregătite și cu rezultate atât de bune cât a fost în acest an. Eu vă mulțumesc, felicitări tuturor copiilor și să nu uităm pe antrenori, pe cei care au pus suflet și au pus muncă și trud alături de acești copii. Vă mulțumesc! Mulțumim încă o dată domnului viceprimar și mulțumim că a fost alături de noi la festivitatea de premiere și nu numai în toată organizarea acestei competiții. Încă o dată vă mulțumim tuturor copiilor care ați participat la cincea ediție a Cupei Siget FM, în speranța că am fost niște gazde bune. Așteptăm și la următoarea ediție. Drum bun vă dorim către casă!